Nu, eu, mai în glumă, mai în serios, spun așa. Da. Românii în 2020 știau clar că în 2024 sunt patru tipuri de alegeri. Și aveam deja un calendar, Partidul Marin Social-Liberal, să uită pe acel calendar care era programat să se știe exact că vor fi comasate, este spre binele românilor. Pentru că totuși există și perioada nu numai de costuri, și perioada de concedii și așa mai departe. Dar lucru cel mai important, chiar dacă este un cuvânt în ultima perioadă foarte des vehiculat, stabilitate, a, păi da, atunci când ați intrat la guvernare alături de PSD, este, dragi domnilor de la PNL, pentru că ați avut nevoie de stabilitate. Eu sunt convinsă că nu o să-și dea nimeni demisia și că pensiile de care tocmai mai vorbeați puțin mai devreme și colega dumneavoastră vă cea referire la ele vor fi date așa cum au fost ele votate și așa cum, se, așa cum trebuie. Deci nu s-au aruncat, nu aruncat vorbe în vânt. Când s-a spus 13,8 de la 1 ianuarie, apă 13,8 s-a întâmplat de la 1 ianuarie. Așa că eu am încredere că lucrurile în continuare vor fi negociate, se vor așeza. Important este ca cei care nu trebuie să fie văduviți sub nicio formă, sunt românii. Lor trebuie să li se explice, lor trebuie să li se dea siguranța, lor trebuie să li se asigure hrana, lor trebuie să li se asigure că co copiilor merg la școală, că au nevoie de sistemul sanitar și așa mai departe. Deci ăsta este motivul pentru care eu totuși cred că, chiar dacă există așa niște mici împunsături, lucrurile se rezolvă. Că știți cum este. Fără ele nu putem trăi. Așa că eu, ca și umanist, am speranța că săptămâna viitoare, ținând cont că știu așa totuși legea, cum ar trebui să fie ea votată până și să ori, nu? Nu, eu consider că lucrurile și tu, să vor fi A, uh, de repede. Dar să începem să vorbim despre ce avem de făcut în campanie da. și să ne susținem primarii și așa mai departe. E.